onorată asistență, salutăm prezența oaspeților noștri, pe domnul profesor Buciureanu Ștefan de la Iași. Dumneavoastră vă dorim un bun sejur aici la noi, în Chișinău. Ne bucură că ne vizitați data trecută, tot ați fost la noi o parte, dar am vrea ca prietenii noștri, colegii noștri din România, cei ginecologi, mai des să ne vizite pe noi aici la Chișinău și noi să vă vizităm pe dumneavoastră în România. Suntem vecini. Eu aruncat pe băți, așa se spune, practic, și suntem acolo la dumneavoastră. Dumneavoastră dispuneți de un potențial științific și nu numai științific, puternic, pe care îl aveți 7 facultăți sau 8 facultăți de medicină. Așa e, da? Nu? Da. O mulțime de cercetători, savanți, cunoscuți. Așa că ar fi bine să ne mai schimbăm noi și cu studenții și cu rezidenții și din punct de vedere a planării științii în obstetrică și ginecologie. Problemele dumneavoastră sunt problemele noastre. Aceleși indicatori aproape îi aveți dumneavoastră care sunt și la noi. Și decesele materne și perinatală și infantilă. Așa că am vrea și dorim și cred că în perspectivă vom avea această onoare să vedem pe dumneavoastră aici. Și savanții noștri, acum avem o serie de savanți tineri care se ocupă cu știința în domeniul obstetriei și ginecologiei și ei ar dori, am putea face și niște conferințe împreună. Iacă, de exemplu, la noi 2-3 zile, unul a fost zilele Universității de Medicină și Farmacie Nicolae Pestemiseanu. Un eveniment foarte important a fost conferințele științifice la catedrele respective. Noi am putea să facem cu conferințele astea pentru studenți, pentru rezidenți și pentru colaboratori. Asta ar îmbogăți și ar diversifica cunoștințele noastre, atât practice cât științifice în domeniul obstetricii și ginecologiei. Încă o dată vă salutăm și vă dorim ca zilele pe care le o să fiți aici la noi, să cu plăcere să le simțiți. Timpul la noi e o toamnă frumoasă, cad frunzele gălbui, așa că cam aceea ce aveți și dumneavoastră. Și un moment foarte important. Eu cer scuză că am început cu acest frazică, dar eu tot timpul mă gândeam la lucrurile acestea și cum am putea noi să lărgim colaborarea cu savanții dumneavoastră și nu numai cu savanții, cu medicii practici. Noi până astăzi nu primim jurnalul de ginecologie din România. Nu o singură dată am ieșit eu și am rugat persoanele corespunzătoare de editarea acestui jurnal. Perinatologia noastră, revista noastră de perinatologie, o primiți dumneavoastră. Dar revista dumneavoastră nu o primim aici la noi, în biblioteca noastră a Institutului Ginecologic. Ar fi bine ca să vedem și noi cu ce se ocupă știința în România. Acum, permiteți-mi să vă aduc la dumneavoastră decizia Consiliului de Conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, numărul 4, din 09 iulie 1990, cu privire la formarea consiliilor științifice specializate pentru susținerea tezelor de doctor.
În conformitate cu prevederile hotărârii Guvernului Republicii Moldova numărul 201 din 28 februarie 2018, cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, punctul 2 și 3 al hotărârii și punctul 9 și 6 G ale anexei numărul 1, ale regulamentului privind funcționarea consiliilor științifice specializate și conferirea titlurilor științifice și științifice didactice, aprobat prin decizia Consiliului de Conducere numărul 38 din octombrie 2018, în temeiul propunerilor senatelor și ale consiliilor științifice ale instituțiilor și a recomandărilor Consiliului de Experți, Consiliul de Conducere DCD se aprobă formarea Consiliului Științific Specializat de 321-581 la Institutul Mamei și Copilului, abitat cu drept de a organiza susținerea tezei de doctor în științe medicale a domnului Botnar Vasile, cu tema Rolul radicalelor liberi în etiopatogenia și tratamentul modern al algeziilor pelviene cronice, specialitatea 321-15, obstetrică și ginecologie, conducător științific doamna profesor Ludmila Iețco, doctor habilitat în științe medicale, profesor cercetător și componența în următoarea componență. Paladi Gheorghe, președinte, Petrov Victor, secretar științific, doctor în științe medicale, conferențiat și cercetător, doamna profesor Olga Cernețchi, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, domnul profesor Gudumac Alexandru, doctor habilitat în științe medicale, conferențiat și cercetător, Denina Trian, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Gudumac Valentin, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Opalco Igor, doctor în științe medicale, conferențiat, cercetător. Asta e componența Consiliului de susținere a tezei. În ce privește referinții oficiali, domnul profesor Rotaru, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, și domnul profesor Buțureanu, despre care eu de acum am vorbit, Ștefan, doctor în științe medicale, profesor universitar din România, Iași. Pentru a aduce la cunoștință, da? Dosarul domnului competitor, cuvântul are secretarul domnul Petrov Victor. Bună ziua, bună ziua, mulțumesc. Stimat domnul academician, președinte Consiliului Științific Specializat, mulțumesc membrii Consiliului, referenții oficiali, mulțumesc audiență. Vreau să prezint dosar de atestare pentru susținerea tezei de doctor în medicină, rolul radicalilor liberi în etiopatogenie și tratament modern al algeziilor pelviene cronice, prezentată de competitor, doctorant Botnar Vasile. Toate actele prezentate în dosar sunt în strictă corespundere cu cerințele Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare. ANACER. Obiecțiile prezentate de etapele precedente, seminarul științific de profil, la evaluarea în ANACER, au fost înlăturate și
este prezentată nota informativă semnată și aprobată. Vreau să dau citire unele date despre pretendent. Bodnar Vasile, locul nașterii, județul Maramureș, anul 1951. Studii. 1975-79, Facultatea de Medicină Generală, Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Popa, Iași, România. În 83-86, medic secundar, rezident obstetrică și ginecologie, în Cluj-Napoca. 2010-2014, doctorant cu frecvență redusă, laboratorul științific obstetrică, Institutul Mamei și Copilului, oraș Chișinău, Republica Moldova. Stagii, în 1983, curs de informatică medicală la București, Institutul de informatică 91-92, curs la clinică de ginecologie din Strasbourg, Franța, Spitalul Braille, clinica Utrecht, celiochirurgie, curs de chirurgie laparoscopică în Cluj-Napoca. În 2006, curs de management spitalicesc. 2009, curs de management spitalicesc, Institutul de Medicină și Farmacie București. 2016-2017, curs online, deficiență de fier, aspecte moderne de tratament. 2018, curs laparoscopic surgery practical course. Domeniile de interes științific, intervenții laparoscopice în sfera genitală, cercetarea radicalilor liber și antioxidanților în patologie algebra. Activitățile profesionale. În 1986-2006, medic ginecolog, Spitalul Municipal Sighetul Marmației. 2006-2010, manager general Spitalului Municipal Sighetul Marmației, județul Maramureș. 2010, prezent, director general Spitalului Municipal Sighetul Marmației, în acești județ. Participări în proiecte științifice naționale și internaționale, organizarea simpoziumului toamnă și primăvară medicală sigheteană cu participare internațională, participări la forurile științifice internaționale 2007-2008, simpoziumul toamnă medicală, 2016, congresul al patrulea al Societății Românii de ultrasonografie în obstetrică și ginecologie, 2017, simpoziumul Asociației Medicilor și farmaciștilor Asclepios în colaborare cu Asociația Ginecea, Spitalul Municipal Sighetul Marmației. 2017, conferință științifică cu participare internațională, 35 de ani de la fundarea Institutului Mamei și Copilului Chișinău. În 2018, al șaselea Congres Național de, cu participare internațională, Asociația Medicilor și Ginecologi, Chișinău, Republica Moldova. Pretendentul are 15 lucrări științifice, inclusiv 4 monografii, un brevet de invenție. Mulțumesc pentru atenție. Dacă sunt întrebări către domnul secretar, poftim. Sunt întrebări membrii Consiliului și nu numai decât membrii Consiliului și cei care nu sunt membri și sunt prezenți aici. Nu sunt întrebări. Numai eu aș fi subliniat că din ceea ce dumneavoastră ați prezentat, se vede că domnul competitor prezintă, are o activitate bogată de mulți ani în domeniul specialitățile noastre, obstetrică și ginecologie. Dacă nu sunt întrebări, atunci noi prezentăm cuvântul domnului competitor. 20 de minute. Dacă credeți că se poate mai puțin, da, dar mai mult nu. Poftim. Excelența voastră, mult stimate domnule președinte al Consiliului Științific Specializat, academician Gheorghe Paladi, membri și referenți oficiali ai Consiliului, onorat prezidiu, stimați colegi și invitați.
Permiteți să vă prezint rezultatele obținute în realizarea tezei de doctor în științe medicale cu tema Rolul radicalilor liberi în etiopatogenia și tratamentul modern al algirilor periene cronice. Conducător științific, doctor habilitat în științe medicale, profesor, cercetător, Ludmila Ețco. Actualitatea și importanța problemei abordate. Algirile periene cronice prezintă o problemă medico-socială la nivel mondial, cu frecvență înaltă la femei și tendință de creștere în continuare de la 5 la 43%. La femeile în vârstă reproductivă de la 14 la 24%, care produc un disconfort ce poate ajunge până la invaliditate. Provoacă stări de stres, psihosocio-emoțional. Iar stabilirea diagnosticului și tratamentului necesită costuri majore pentru pacient și societate. Prevalența corectă a algirilor periene cronice nu este posibil de stabilit, deoarece declarația acestei patologii nu este obligatorie în toate țările. Diferiți specialiști folosesc o mare variantă de definiții și interpretări. Cercetările multidisciplinare în privința diagnosticului, tratamentului și îngrijirilor femeilor cu durere pelvină cronică rămân incomplete. Scopul tezei constă în elaborarea unei metode de tratament algirilor pelviene cronice de origine genitală prin utilizarea pericervicală a amestecului medicamentos xilină, dexametazonă, vitamina B1 și B6 și elucidarea în dinamică a activității antioxidante a organismului prin folosirea spectroscopiei Raman. Obiectivele studiului. Determinarea particularităților anamnestico-clinice caracteristici pentru apariția algirilor pelviene cronice de origine genitală în lotul de studiu. Elaborarea unei metode noi de tratament cu utilizarea pericervicală a amestecului propus. Estimarea eficienței clinico-evolutive a noului tratament aplicat la ginecopate în comparație cu terapia standardizată. Evaluarea în dinamică pe parcursul a 5 ani a nivelului de antioxidanți prin spectroscopia Raman în tratamentul cu complexul terapeutic medicamentos propus în comparație cu cel standardizat la pacientele cu algii pelvene cronice de origine genitală. Din 7.123 de paciente selectate randomizate au fost incluse în studiu științific, în lotul de bază 118 paciente s-a aplicat o metodă nouă de tratament. În lotul de comparație la 115 paciente a fost utilizat tratamentul standard. Conform unui chestionar special elaborat, s-a efectuat o analiză comparativă și aprecierea eficacității clinico-paraclinice a tratamentului diferențiat aplicat. Estimarea în dinamică a nivelului de antioxidanți în organism pacientelor până și peste 7 zile, o lună, 3 luni, 1 an, 5 ani după tratament, s-a efectuat prin metoda spectroscopiei Raman. Criterii de includere. Confirmarea diagnosticului de algii pelviene cronice, durata maladiei din momentul stabilit de diagnostic mai mare de 6 luni, tratamentul precedent neeficient, lipsa infecțiilor sexual transmisibile, tablou citologic de gradul 1-2 conform testului Babeș Papanicolau, consimțământul pacientei de participare în studiu științific după o informare amplă asupra protocolului studiului și respectarea indicațiilor medicului curat. Criteriile de excludere. Sarcină, procese inflamatorii acute sau în curs de acutizare, patologie extragenitală în acutizare și de compensare, afecțiune oncologică, citotestul Babeș Papanicolau de gradul 3-4, miom uterin de dimensiuni mari, endometrioză diseminată, varice ale pelvisului, lipsa dorinței pacientei de a participa la studiu științific. Metodele de cercetare s-au referit la datele clinico-anamnestice, examenul obiectiv, examenul fenomenului algic, a statului psihologic și examinare paraclinică. Noutatea și originalitatea științifică. S-a elaborat o nouă metodă de tratament algirilor pelviene cronice cu aplicarea pericervicală a amestecului medicamentos xilină dexametazon B1-B6. S-a efectuat o cercetare comparativă cu utilizarea metodei de terapie standardizată și terapie pericervicală cu complexul medicamentos propus. S-au elucidat unele particularități anamnestice și clinico-evolutive, caracteristice pentru apariția algirilor pelviene cronice la femei. În premieră s-a demonstrat posibilitatea urmăririi evoluției unei algii pelviene cronice și eficiența tratamentului diferențial în dinamică pe parcurs a 5 ani, în baza studierii activității antioxidante a organismului prin spectroscopia Raman, în detrimentul investigațiilor mai laborioase, invazive și costisitoare. Problema științifică soluționată în teză constă în elucidarea unor particularități anamnestice și clinico-evolutive, caracteristice pentru apariția algirilor pelviene cronice de origine genitală, cu elaborarea unei noi metode de tratament prin utilizarea pericervicală a amestecului medicamentos,
xilină dexametazon B1B6, care a permis reintegrarea socioprofesională rapidă a pacientei, normalizarea tabloului clinic, restabilirea nivelului de antioxidanți în organism, confirmată prin aprecierea lor în dinamică la distanță cu ajutorul spectroscopiei Raman. Importanța teoretică. Studiul realizat reactualizează datele privind diagnosticul și tratamentul agilor pe vene cronice de origine genitală, argumentează teoretic și practic impactul metodei elaborate și propuse de noi, bazată pe utilizarea amestecului medicamentos menționat, care merită a fi implementată în domeniul respectiv. Rezultatele obținute în studiu completează cunoștințele medicilor și ale rezidenților de specialitate cu referire la tratamentul ginecopatelor cu agii pe leone cronice și permite aprecierea stării sistemului antioxidant în organism prin metoda neinvazivă spectroscopia Raman. Valoarea aplicativă a lucrării. Importanța practică a prezentei cercetări științifice constă în elaborarea unei metode de tratament a agiilor pe vene cronice de origine genitală. Au fost recomandate criterii suplimentare de obiectivizare a stării pacientelor, are prognozării evoluției maladiei și a evaluării eficacității terapiei în baza aprecierii statutului antioxidant al organismului prin spectroscopia Raman. Metoda de tratament propusă. Infiltrația amestecului medicamentos se efectuează pericelical corespunzător orelor 12-36-9, foarte lent, timp de 3-5 minute, urmărind tot timpul reacțiile pacientei pentru a asiza posibile manifestări adverse. Tratamentul indicat se continuă timp de 7 zile. Componenta medicației, medicația propusă este xilină, lidocaină 1% 10 ml, dexametazon 8 mg 2 ml, vitamina B1 5% 2 ml, vitamina B6 5% 5 ml, în condiții de staționar și ambulator. Medicația standardizată, ampicilină 2 g 12 ore 7 zile, perfalgan 100 de ml în 5 zile, padudent pe rost 800 mg la 12 ore, sanarea vaginului cu o soluție de betadin în condiții de staționar. Modul de măsurare a carotenoidelor. Carotenoidele sunt substanțe naturale cu puternice proprietăți antioxidante în reacțiile de neutralizare a radicalilor liberi. Scanerul biofotonic este un instrument științific, neinvaziv, de ultimă oră, care analizează nivelul de carotenoide din țesutul viu cu ajutorul semnalelor optice, indicând imediat nivelul antioxidant general al organismului. Principul plasarea mâinii în fața unui fascicul laser peste 30 de secunde obține rezultatele individuale afișate pe scaner. Tehnologia pe care se bazează funcționarea acestui scanner este o metodă optică, spectroscopia Raman, acceptată și folosită de mulți ani în cercetările științifice în oftalmologie, oncologie, obstetrică, ginecologie și alte discipline. Interpretările valorii conținutului de carotenoide din organism prin spectroscopia Raman, vedem că nivelul mediu admis corespunde culorii galbene pe scala scanerului, egal cu 39.000 unități convenționale, culoarea roșie, și nivelul mai mic de 19.000 unități convenționale indică starea sistemului antioxidant nesatisfăcătoare. Culoarea verde, cu nivelul de 40-49.000 unități convenționale, reprezintă starea bună. Rezultatele obținute. Analiza rezultatelor obținute în evidența au evidențiat particularități ale algilor perviene cronice. Astfel, sociodemografic, fiecare a doua pacientă era de vârstă reproductivă timpurie între 18-35 de ani. În 79% din cazuri cu studii medii, două treimi fiind muncitoare, fiecare a cincea pacientă muncind în condiții nocive, iar fiecare a doua având deprinderi nocive fumătoare înrăită. Particularitățile funcției reproductive. La fiecare a treia pacientă, vârsta instalării menstruației era mai mică de 11 sau mai mare de 16 ani. La fiecare a doua, ciclul era abundent, cu durata mai mare de 5 zile, iar la fiecare a cincea era dureros. Fiecare a doua pacientă a început viața sexuală până la 18 ani, iar fiecare a treia a avut mai mult de 5 parteneri sexuali. Practic, toate femeile au avut sarcini și nașteri, fiecare a doua din ele a avut avorturi. Patologia concomitentă ginecologică, extragenitală și afectarul de infecții. Din particularitățile patologiei concomitente ginecologice, pe primul loc se poziționează dereglarea ciclului menstrual, urmat de tumori benigne și maladii inflamatorii ale uterului și anexelor. Din patologie extragenitală a pacientelor, ambele loturi predomină anemia, maladiile sistemului cardiac și celui renal. Atrage atenția prezența în anamneza focarilor cronice de infecție, în special afecțiunile sistemului orele, sinuzită, otită, iar la fiecare a treia pacientă, carea dentară. Caracteristica sindromului algic până la tratament.
Prezența durerii era de 100% cazuri în ambele loturi studiate, aproximativ în 80% de gradul 2, cu un debut brusc la fiecare a treia pacientă sub formă de arsură, cu apariția mai des la efort, cu localizarea în fosele iliace și iradiere în zona anală. Rezultatele obținute, simptome fizice și psihologice ale stresului psihoemoțional la pacientele studiate. La 68% din cazuri, durerile pelviene erau însoțite de simptome fizice și psihologice ale stresului psihoemoțional. Din simptome fizice, cele mai frecvente fiind tulburări de somn, dureri de cap și exagerare sau pierderea apetitului. Din simptomele psihologice, la fiecare a doua pacientă, psihologul depista depresie și anxietate. Complicațiile timpurii și tardive post-tratament înregistrate în lotul de bază, menționăm că la etapa inițială a studiului pe parcurs înșușirii procedurii administrării pericervicale amestecului medicamentos propus, am constatat și unele dificultăți care 95% din cazuri apăreau imediat și erau minore rezolvându-se prin tratament local simplu. Cea mai importantă fiind amețeala, pentru care se recomandă injectarea foarte lentă a componenței medicamentoase și observația stării pacientei generale pentru a preveni hipotensiunea. Eficacitatea clinică a tratamentului pacientelor cu algii pelviene cronice prin diferite metode. Apreciind eficacitatea clinică a tratamentului pacientelor cu algii pelviene cronice prin diferite metode în lotul de bază, s-a constatat dispariția în 97% de cazuri a durerii și 84% dispariția totală a disconfortului, pe când în lotul de comparație, în 12% cazuri se aprecia intensificarea durerii, la fiecare a treia pacientă recidiva lor, în 82% cazuri au avut loc numai reducerea disconfortului. Numărul de reinternări în staționar pe parcursul a 5 ani în loturile studiate. Fiecare a treia pacientă din lotul de bază nu a avut nicio reinternare în staționar pe parcursul a 5 ani. 7% femei au avut câte 3 reinternări, pe când în lotul de comparație fiecare a patra pacientă pe parcursul supravegherii a avut de la 3 până la 6 reinternări. Rezultatele consultului ginecologic local al pacientului până și după tratament. Schimbări esențiale s-au obținut în statutul ginecologic al pacientului lotul de bază, dispărea leucoria la toate pacientele, nu se remarca sensibilitatea uterului, anexelor și fornicului posterior. Pe când la pacientele lotul de comparație leucoria a dispărut, numai la fiecare a cincea pacientă, iar la fiecare a șasea s-a stabilit intensificarea îngroșirii anexelor. Evoluția indicatorilor paraclinici în loturile studiate. Până la tratament, tabloul microscopic vaginal în ambele loturi era identic. La 2/3 din paciente s-a constatat gradul 3 de puritate a vaginului și reacția pH-ului alcalină. În lotul de bază, peste 7 zile după finalizarea tratamentului, în 92% de cazuri se apreciază gradul 2 de puritate și reacția pH slab acidă. Pe când în lotul de comparație, fiecare a 5-a pacientă și peste 30 de zile rămâne gradul de puritate 3 și pH-ul slab alcalin. Analizând nivelul proteinei C, care e recunoscut ca marker al inflamației numai peste o lună, acest indicator în lotul de bază a devenit negativ. Dinamica comparativă la nivelul mediu de antioxidanți la paciente cu algii pelviene cronice de origine genitală din loturile studiate în funcție de metoda de tratament. Din datele prezente se observă că nivelul antioxidanților la pacientele cu APC în ambele loturi înainte de aplicarea tratamentului diferențial era scăzut sub 19.000 de unități convenționale, ceea ce indică un nivel înalt de radicali liberi în loturile studiate, în ambele. Însă, în lotul de bază, peste 3 luni, nivelul antioxidanților atinge nivelul mediu admis de 30.000 de unități convenționale, iar peste 5 ani, aproximativ 38.000 unități convenționale, aproape egal cu nivelul mediu de antioxidanți, 41.000, apreciat la femeile ginecologic practic sănătoase. Dinamica nivelului de antioxidanți la pacientele lotul de comparație, tratate după metoda standard, nu sunt atât de îmbucurătoare, deoarece numai peste un an nivelul antioxidant atinge cifra de 20.000 unități convenționale, cu tendința de micșorare peste 5 ani. Starea sistemului antioxidant al organismului pacientelor tratate diferențial. Până la tratament, în 74% cazuri în lotul de bază și 90% în lotul de comparație, nivelul antioxidanților este mai mic de 19.000 unități convenționale, ceea ce scoate la iveală starea sistemului antioxidanț al organismului ca nesatisfăcătoare în ambele loturi de studiu.
Peste 3 luni, nivelul antioxidanților la fiecare a doua pacientă, 57,6%, lotului de bază, atinge media admisă de 30-39.000 unități convenționale. Peste un an, nivelul de 40-49.000 unități convenționale, ceea ce corespunde stării bune a sistemului antioxidant al organismului. Pe când în lotul de comparație și peste 5 ani, nivelul de antioxidanți nu atinge media admisă de 30-39.000 unități convenționale, iar la 70% din paciente nivelul lor este mai mic de 19.000 unități convenționale. Ceea ce indică o stare nesatisfăcătoare a sistemului antioxidant al organismului și nivelul crescut al radicalilor liberi. Simptome fizice și psihologice ale stresului pacientelor cu agii periene cronice după tratament. Prin aplicarea tratamentului propus se ameliorează evident simptomele fizice și psihologice ale stresului. În lotul de bază, aproape de 1-6 ori se duc tulburările de somn și de 5,7 ori manifestările de transpirații abundente, depresia de 1,9 ori, anxietatea de 3 ori, ce contribuie la reintegrarea socioprofesională rapidă a pacientelor. La concluzie, recomandări, permiteți să nu mă refer, deoarece ele sunt prezentate în rezumatul tezii. Mulțumesc mult! Și nu numai, și cei care sunt prezenți în mine, pot fi... Aveți întrebare? Eu sunt recinde. Da, recinde. Încărcă. Da. Doamna Covergea Sârgu. Acest mai tare, dar se poate din care l-ați spus? Da. De ce ați spus că nu așa a, de ce l-am compus așa? Deci ca oricare dintre noi, când ne confruntăm cu cazuri care nu avem succes și am avut și această insatisfacție ca să avem cazuri care revin frecvent după un anumit tratament, după ce te-ai chinuit și ai făcut un tratament cât se poate de bun și de așa, pacienta se reîntoarce cu dureri pe piele. De aici încolo vine problema proprie a medicului. Ce n-a făcut și ce putea să facă în plus față de ce a făcut. În acest context am gândit această formulă în timp de ani de zile. În fiecare perioadă am mai adăugat câte ceva. Tot studiind și văzând evoluțiile la nivel mondial și articolele care au apărut, am tot compus câte ceva până am ajuns la această formulă care mie mi-a dat satisfacție. Sunteți mulțumite de răspuns? Cine încă dorește? Domn profesor Serbenco. Da. E clar? Da, da, clar. Deci, spectroscopia Raman se folosește în medicină în mai multe specialități. În special în oncologie, în obstetrică, în oftalmologie, în neurologie. În ultima vreme am văzut articole despre radicalii liberi în AVC. De asemenea, în ultima vreme am văzut alte articole în ortopedie. Deci capătă o dimensiune mult mai mare, deoarece aceasta detectează acești radicali liberi și bazată pe laser. Bazată pe laser, da. Iar acest aparat al spectroscopiei l-am avut, deci după ce am fost informat și am știut despre ce este vorba, am făcut câteva demersuri prin Ungaria și țările vecine și am ajuns la concluzia că este foarte util pentru că nu necesită eforturi foarte mari financiare, nu necesită un laborator aparte și rezultatele sunt concludente, sunt bune. Da, mulțumesc. Da, încă întrebări? Ca o bucolă mă interesează. Poate e și niște lucrări. Pacientii incluse în studii, nu de a fi incluse, au fost examinate citologii, papa incluse. Da, da, da.
Și a doua întrebare, dacă au fost incluse în studiu pacientele care în anamneză au avut intervenție chirurgicală, din bacinul mic? Sau nu? Nu am avut. Adică n-au fost incluse în această, în acest lot. Mai sunt întrebări? Da, poftim. Dacă ne puteți spune perioada de supraveghere de utilizare a acestei infuzii și care a fost procentul de recidivă, care a fost perioada maximă de urmărire, de supraveghere și dacă ați avut cazul de recidivă. Una este la mână, doi la mână. Poate sigur v-ați inspirat din, a, și din alte experiențe, din alte studii la nivel internațional. Prin ce ați găsit această metodă mai avansată decât alte studii similare și dacă au fost la, la această etapă? Și dacă ne puteți spune cum ați început această, acest studiu, cum sunt sigur că ați completat probabil componentele acestei infuzii, deci ajungând la, iată, la, la această listă optimă. Și a patra, dacă, scuzați-mă pe lucrul ăsta, dacă pe perioada de supraveghere ați urmărit femeile la examenul citologic, pe o perioadă lungă. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Glucă, da. Doctor în științe medicale. Da. Da. Deci, a fost perioada de supraveghere 5 ani. Acum, în realitate, să știți că perioada de supraveghere a fost mult mai mare. Doar aici m-am concentrat pe 5 ani de zile la loturile acestea studiate, care le-am avut în programul nostru. Au fost și recidive, dar recidivele sunt mult, mult mai slabe ca intensitate și ca durata tratamentului. Deci, dacă o pacientă care înainte ar fi venit la, să zicem, presupună că ar fi apărut la un an de zile în spital pentru aceeași afecțiune, în cadrul tratamentului pe care eu l-am făcut, venea 1-2 zile și era simptomatologia se calma și se putea mai departe trata la domiciliu. Deci nu erau expresia bolii este mult mai slabă în recidivă decât recidivele în care eu le-am trăit la pacientele care au venit la mine după tratamentul clasic. Iar ca spectroscopie, ca și tehnică de investigație, a fost o... am studiat și am căutat, am găsit, aceasta de fapt a fost o singura soluție mai aparte, mai specială și care se preta pentru posibilitățile mele de laborator și de spital. A fost o oportunitate care, din cele văzute mediatic, arăta bine și avea rezultate, testări care erau în clinici de valoare și dacă am avut această posibilitate, am încercat să o folosesc. Cam aici a fost. Sigur că am studiat tot timpul, deci partea de investigații paraclinice a mers în paralel cu biophotonic scanner. Deci nu am renunțat la investigațiile normale care se fac în spital, inclusiv citologia și restul. Da. Mai sunt întrebări? Am eu câteva întrebări către dumneavoastră. De ce v-ați limitat dumneavoastră numirea rolului radicalilor liberi în etiopatogenia și tratamentul modern al argilului pervenii cronice, dar în text vorbiți de etiologie genitală? Aici. Eu ați m-am... Da. De ce? Deci, toate, după cum am prezentat și în lucrare, toate maladiile acestea, în general, se spune că la baza tuturor maladiilor inflamatorii stau această reacție, această acțiune a radicalilor liberi și bătălia cu antioxidanții. Disarmonia dintre radicalii liberi și antioxidanți. Sigur, sfera mea de activitate este ginecologia. Aici nu am avut o indicație sau știu o descriere aparte la nivel mondial în literatura pe care eu am citit-o.
Îmi era cam descoperită zona și aici aveam eu cele mai mari succese în tratamentul algilor pelviene. Și aici am făcut o adaptare a aparatului cu o prelungire a aparatului să determin radicalii liberi directe pe colul uterin. Și a dat acele rezultate. Deci încercările au fost mai mult focusate pe această parte a organismului unde eu eram responsabil de această activitate. Încă o întrebare. Cum să cotiți dumneavoastră, domnule doctor, așa ce este algeziile acestea? Ce prezintă, un simptom, un sindrom, un diagnostic? Eu cred că este o boală. Eu cred că este o boală. O boală inflamatorie difuză, complexă. Ea intră în boală. Da. Din cauza că dumneavoastră vorbiți ca simptom, vorbiți ca sindrom. Da, dar în final se conturează, se armonizează ca o boală complexă. Aveți dumneavoastră un protocol național în România unde își găsește locul și această problemă cu algeziile? Da. Deci, actualmente, în protocoalele din România există boala inflamatorie pelvină care este dimensionată inclusiv prin casa de asigurări, prin și plata serviciilor medicale se face și pe acest diagnostic. Și atunci, sigur, a trebuit să mă adaptez acestei terminologii și protocol. Antioxidanții cu acțiune directă. Așa? Inhibă radicalii liberi, da? Da, și tocmai de aceea... Dar cu acțiune indirectă? Ce cu acțiune indirectă intră în profilaxie. I-ați studiat sau nu i-ați studiat? I-am studiat și eu îi folosesc în profilaxie. Deci, acțiunea directă și tocmai de aceea cred că această infiltrație pericervicală are un rol direct de acțiune și de combaterea radicalilor liberi pe tărâmul lor, în sfera lor de durere. Pentru că dacă putem acest amestec să-l facem și intramuscular, dar nu are același efect, pentru că locul, bătălia reală între antioxidanți și radicalii liberi în algile pelviene se ține la nivelul pervisului, de unde acolo este, de fapt, dorința noastră să tratăm organele din pervis. Și atunci, această acțiune directă, eu cred că este a antioxidanților asupra radicalilor liberi, oprind dezastrul pe care pot să-l facă la nivel membranar, celular, vascular și așa mai departe, nervos. Și restul de indirecții, în profilaxie, eu folosesc alimentația, antioxidanți, ca și suplimente alimentare, alte elemente care țin de educația pacientei, de managementul acestei afecțiuni în distanță, la distanță. În tratamentul acestei patologii, intervenția chirurgicală poate avea loc? Da. Fără substrat, fără substrat morfologic? Nu, se poate. Dumneavoastră nicăieri nu vorbiți despre ea, nici în review de literatură, dar ea este. Ea este. În România se practică la dumneavoastră? Da, da. Da, mai facem. Toate întrebările au trecut, vreau zic că acum urmează să-i prezentăm cuvântul domnului secretar pentru a prezenta datele avizelor care au fost primite. Poftim! Mulțumesc! Președinte, consiliul, estimată audiență, la rezumatul tezei de doctor în științe medicale a lui Bodnar Vasile cu tema rolul radicalilor liberi în etiopatogenie și tratamentul modern al algiilor pelvine cronice, au fost primite avizele pozitive a Laboratorului științific de obstetrică Institutul Mamei și Copilului, aviz pozitiv la teza a seminarului științific de profil
obstetrică și ginecologie și au fost primite 6 avizii asupra rezumatului tezei de doctor în științe medicale. Avizile primite de la șeful catedrei de oncologie Universității de stat de medicină și farmacie Nicolae Destimețanu, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar Mircea Sofronie, care subliniază că lucrarea... Ce bun, în concluzie le citim cu... în întregime sau numai concluzie? Lucrarea prezintă valoarea aplicativă, iar rezultatele ei argumentează necesitatea evaluării pe viitor al rolului radical liber în această patologie. Avizul pozitiv a conferențiarului universitar al Departamentului Obstetrică și Ginecologie Universitatea Apolonia din Iași, dr. Maricica Pavăleanu, care subliniază că prin rezultatele și concluziile studiului științific efectuat, consider că autorul aduce un aport important conduitei algiilor perienii cronice de origine genitală. Tratamentul propus de autor este inofensiv, simplu în aplicare, bine suportat de pacienții, cu rezultate pozitive și un efect psihologic pozitiv, cu reintegrare socio-profesională rapidă. Avizul pozitiv șefului catedrei de farmacologie și farmacologie clinică a Universității Nicolae Destimețanu, doctor habilitat științe medicale, conferința universitară Nicolae Păcinski. În avizul domnul Nicolae Păcinski subliniază că autorul, prin analiza minuțioasă a problemei abordate, a demonstrat competențe în vederea selectării adecvate a datelor științifice, evidențierea aspectelor neelucidate și trasarea căilor de rezolvare a acestora. Lucrarea reprezintă o cercetare metodologică calitativă, demonstrată prin formularea unui obiectiv concret, subțin și unor obiective logic structurate și argumentate ce deschid un algoritm clar și etichetat al cercetărilor. Recomandările aduc un aport important în vederea pervertirii investigațiilor pentru pacientele cu algiile pelvine cronice, ce va permite aprecierea adecvată a evoluției și monitorizarea maladiei, eficacității și inofensivității farmacoterapiei. Avizul conferențiarul universitar la clinică obstetrică și ginecologie Iuliu Hatigianu din Cluj-Napoca, doctor Ona Dan. Tratamentul recomandat în teză de față depășește cu mult rezultatele tratamentelor anterioare, reprezintă un real succes al autorului în rezolvarea acestei patologii, atât de controversată și dificil de tratat. Metoda este ușor de aplicat, inclusiv în condiții de ambulator, fiind la dispoziție oricărui specialist interesat în tratamentul acestei afecțiuni. Avizul consultantului științific catedrei de fiziologie normală și biofizică al Universității de stat de medicină și farmacie Nicolae Destimețanu, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, membru corespondent al Academiei Științei din Moldova, Sauля Aurel, Academiei Științei Medicale din România, Sauля Aurel. Lucrarea pune în discuție o problemă foarte valoroasă pentru femei de toate vârstele, deoarece frecvența acestei maladii este înaltă și necesită un tratament destul de costisitor. Un moment pozitiv pentru această lucrare științifică, că eficacitatea acestui tratament a fost apreciat de rând cu spectrul clinic și prin determinarea nivelului antioxidanților din organism prin utilizarea spectroscopiei. Avizul pozitiv asupra tezei de doctorat de la domnul Anastasiu Doru Mihai, conducător de doctorat în cadrul școlii doctorale la Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babiș Timișoara. Prin rezultatele și concluziile studiului efectuat, consider că doctorantul aduce un aport practic important în investigarea și tratamentul algiei pelvine cronice. Concluzie unanime. Teza corespunde cerințelor ANACER-CNA, iar doctorantul merită conferirea titlului științific de doctor în științe medicale la specialitatea 321.15 obstetrică și ginecologie. Dumneavoastră aveți unele, aveți un răspuns la aceste avizuri care... Eu vreau doar să vă mulțumesc pentru aprecieri și pentru faptul că v-ați
folosit timpul și viața dumneavoastră pentru a participa alături de mine la acest efort. Vă mulțumesc din suflet și n-am altceva de spus decât toată dragostea și respectul meu. Da, vă mulțumesc. Cuvântul se oferă doamnei doctor abilitat, profesor, doamna Iescu Ludmila, care are experiență în pregătirea cadrelor științifice din România. Asta nu-i primul competitor. Mi se pare anul trecut am fost o susținere. Așa că vă dorim și mai departe, vreau zic pe ea. Stimați domnule președinte, domnule academician Gheorghe Tolaghi, stimați referenți sociali, stimați membrii Consiliului de Specialitate, stimați colegi, stimați invitați. Probabil că anume astăzi emoția să fie mult mai multe decât s-a făcut până acum. E, conform datelor din literatură, se scrie că fiecare a șapte femeie în lume a călătat în viața are episodul de alcii și cronici. Dar eu astăzi nu-i misiunea mea să vorbesc ce consecințe prezintă afecțiunea aceasta pentru mama femeie, pentru mama soție, pentru femeie mamă, pentru o femeie angajată în serviciu și în căsnicie. Astăzi, totuși, mă axez numai doctorandului fără frecvență, frecvență redusă, care, având un stadiu de 30 de ani de serviciu, care având deja 5 ani de manager general a unui spital municipal din Sighetul Mărmăței de la Marea Mureș, distanța nu e așa de mare, e aproape un kilometru. Deci, vorbim numai despre el, el a fost doctorant al Laboratorului Științei Obstetrice a instituției noastre în parcursul a 4 ani. Și iată astăzi o veniță la aceea care deja trebuie să vorbim. Așa mi-a fost norocul că din acei 10 discipuri care i-am îndrumat de doctorant, 9, și printre ei domnul Putnaru, au fost ori fără frecvență, adică cu frecvență redusă, sau au fost concepători. N-au fost lăsit. Dar cu succes, în cecșor am mers. Practic, noi cu domnul doctor am făcut cunoștințe datorită academiilor din Moldova și din România. Dumneavoastră știți că la începutul secolului s-a început cu o lucrare bilaterală prin proiecte științifice bilaterale între academia Moldovei și Academia României. Și iată, conlucrând în proiectul celălalt, domnul Bodnar, atunci când lucram cu domnul Botez, care a susținut tot la noi, a venit de sine stătător, având deja și staj tot, dar având și o pasiune, profesia lui și maladie al cheltuielii cronice. De acum știe că vrea să lucreze, de acum are inspirația ce să lucreze, s-a adresat sine stătător, a dorit, a devenit doctorant și, desigur, de la sine e clar că să fie doctorant cu frecvență redusă din altă țară și nu din Iași, cum e aproape de mai departe. Am dat un pic deodată din numere, să vă spun așa cum este, dar nu l-a speriat toate acestea. Și s-a confirmat pe parcursul anilor cât de responsabil au fost, toate pacientele au fost supravegheate, toate pacientele au fost tratate, anume de el personal. Mai mult ca atât, eu m-am convins că totuși este un medic cercetător. Deci fiecare rezultat, fiecare etapă a primea, începea să fie deja să publicăm ceva, ca să raportăm. Și într-adevăr o raportat și anul la Congres, în Moldova și în România, s-a publicat. Și principalul, pe prim plan, a pus întotdeauna pacientă și absolut tot ce era pozitiv pentru pacientă, imediat se implementează. Dar astăzi, omul stă în fața noastră, doctorant, cu frecvență redusă,
Nu, eu mi-i rămâne să vă zic mulțumesc pentru lucrul care s-a efectuat, dar aprecierea lucrării noastre modeste care ne-a prezentat. Desigur că totalmente a vaccinii, Consiliul Științific Specializat, atât de prestigios în componența sa. Mulțumesc, domnul profesor. Și acum mergem mai departe, trecem la expunerea și caracteristica acestei lucrări, acestui studiu, la oferim cuvântul referințelor noștri, primul domn profesor Rotaru, dar doctor habilitat profesor Institutul Mamei și Copilului. Poftim. Stimate domnule președinte, stimați membri a Consiliului Științific, onorată asistență. Permiteți-mi să dau citire avizului la teza de doctor în științe medicale a domnului Botnar Vasile cu tema Rolul radicalilor liberi în etiopatogenie și tratamentul modern al algiilor pelvine cronice. Cifrul 321.15 obstetrică și ginecologie. Dar înainte de a trece nemijlocit la conținutul recenziei, vreau să vă zic, pentru mine teza a prezentat un interes deosebit. Și vă zic din ce cauză. Teoria radicalilor liberi este una din cele 5 teorii ale îmbătrânirii. Cât mai multă informație o să avem pe tema dată, cu atât poate putem cumva profilacta măcar un segment. Da? Deci, baza teoretică a tezei. În prezent, algiile pelvine cronice de origine genitală reprezintă la nivel mondial o problemă care afectează femeile de toate vârstele și au o frecvență înaltă, cu tendință de creștere și provocând un disconfort deosebit, ce poate ajunge până la invaliditate. Durere cronică pelvină de origine genitală, care este definită de OMS ca o durere non-ciclică, care durează mai mult de 6 luni, poate duce la scăderea performanțelor fizice și a calității vieții la femeie. Prevalența algiilor pelvine de origine genitală pentru femeile de vârstă reproductivă constituie de la 14-24%, iar aproximativ 14% din aceste femei au experiența algiilor pelvine cronice, cel puțin o dată în timpul vieții. Este modest, eu aș spune că nu numai o dată, se întâlnește destul de frecvent. În România, fiindcă materialul de bază este colectat în România, există puține date care sau date privitoare la prevalența și incidența sindromului dureros pelvin, precum și la impactul socioprofesional al acesteia. Durerile pelvine cronice sunt dureri secundare, greu de suportat, cu o durată îndelungată și localizare concretă. Durerea cronică trebuie tratată ca o dereglare funcțională, autosustenută de diverse mecanisme generatoare, chiar și în cazurile dispariției focarului primar de excitare. La multe ginecopatie cu durere pelvină cronică nu se poate distinge niciun substrat material al acesteia. Desigur, în teza domnului Vasile Botnar, sunt elucidate foarte multe aspecte. Eu aș vrea de la sine să subliniez câteva care n-au fost elucidate de dumneavoastră, dar poate ca să prezinte interes. Eu socot, dacă ne uităm sub un alt unghi la durerile pelvine, una din cauze pot să fie o disbalansă bacteriană a intestinului cu dereglarea funcțiilor
de barieră imunologice, corespunzător. Alta, foarte importantă, sunt maladiile hepatice, care duc la dilatarea vaselor bazinului mic și femeile în consecință, da. Este dovedit că cauza la dilatare varicoasă pe picioare, hemoroizii, focaroprimar este ficatul. Alt moment care poate genera aceste pelvini, aceste dureri pelvine, pot fi deci dereglări a funcției intestinale. Neevacuarea regulată a conținutului intestinului. Deci sunt în literatură sunt descrise foarte detaliat cu fotografii unde vedem că chiar colonul transvers este lăsat și se apropie de uter, de trompele uterine, care este un focar. Da? Un focar de la care pot menține un proces inflamator cronic. La femei, dar la bărbați corespunzător prostatitele. Și încă un șir de momente la care trebuie să atragem atenție. Da? Deci s-a constatat că tratamentul de rutină acceptat actualmente este deseori incomplet și rezultă în cronizarea afecțiunii. Iar cele mai eficiente și mai noi remedii au determinat apariția formelor rezistente la agenți infecțios. Eu iarăși vrea nereferitor, dar în contextul dat, de multe ori noi primim date de laborator, că este chlamydia, micoplasma, ureaplasma și ne punem întrebarea, asta ce este? Adică este ce sau cine? Da? Răspunsul cred că va fi cine. În dependență de laborator, deci acestea sunt microorganisme care persistă în toate corpurile umane și în dependență de performanța laboratorului o să ne dea. Și aici se implică medicii. Deci când este necesitate, când nu este necesitate, se tratează ca unul din cauze sterilității și așa mai departe. Altfel, scăzând statutul imunologic cu un șir de complicații ulterioare. În mod normal, în organismul viu are loc un proces continuu de oxidare a radicalilor liberi. Unul dintre cei mai importanți factori de homeostazie a organismului. Oxidarea radicalilor liberi este o reacție în lanț care se repetă și poate duce la acumularea hiperoxizilor și a radicalilor liberi secundari. De regulă, procesul de oxidare a radicalilor liberi se menține la un nivel minim stabil datorită antioxidanților biologici și sistemelor regulatorii neurohormonale care sunt prezente în țesuturi. Problema diagnosticului timpuriu, necesitatea desfășurării tratamentului și a reabilitării pacienților cu sindromul algiilor pelvine cronice de origine genitală rămân a fi actual. Răspândirea largă a patologiei date, eficacitatea insuficientă a metodelor de tratament existente legate de patogeneza complicată, dezvoltarea rezistenței și alergiei medicamentoase la antibioticele utilizate, decurgerea îndelungată, recidivele și cronizarea proceselor inflamatorii înrăutățesc prognoza în ceea ce privește funcția reproductivă și constituie o problemă majoră economică și socială. Deci, aș vrea să zic, la studenți, la cursanți, le pun întrebarea, numiți-mi, vă rog, câțiva antibiotici, da? De exemplu, gentamicina, eritromicina și așa mai departe. Zic, nu vă taie auzul singur denumirea. În fiecare antibiotic este miceliu, miceliu. De ce e asta? Cum le tratăm? Sunt micelii sau ce este? Antibioticii ca atare. Sau miceliu sau produși din miceliu. Adică, utilizând, ce facem?
Răspunsul este evident. Având în vedere analiza surselor bibliografice din literatură de specialitate, putem concluziona că gama de investigații care și-au dovedit eficiența în tratamentul durerii pelvine cronice este limitată, cu recomandări bazate în mare parte pe studii unice, demonstrând că sunt necesare cercetări științifice suplimentare pentru alte metode de tratament alternative. Importanța și originalitatea științifică a lucrării. Cercetarea realizată ne permis să lucidăm unele particularități anamnestice și clinico-evolutive caracteristice pentru apariția algiilor pelvine cronice de origine genitală. A fost elaborată o metodă nouă de tratament al algiilor pelvine cronice de origine genitală cu aprecierea, cu aplicarea, pierei cervicală a amestecului medicamentos din xilină, dexametazonă, vitamina B1 și B6 și s-a efectuat o cercetare comparativă a ginecopatelor cu algii pelvine cronice de origine genitală cu utilizarea metodelor de terapie standardizată și terapie pericervicală și complexul medicamentos propus de autor. Nu mă gândeam, pentru ce vitamina B1, vitamina B6, pe urmă mi-am dat seama, asta probabil merge ca catalizator al proceselor care se petrec acolo. Da? De asemenea, pentru prima dată s-a stabilit că metoda spectroscopie Raman poate servi drept criteriu de obiectivizare a gradului de activitate a sistemului antioxidant în organism, precum și de determinare a strategiei curative, în detrimentul investigațiilor mai laborioase, invazive și costisitoare. Tot pentru prima dată a fost demonstrată posibilitatea urmăririi evoluției unei algii pelvine cronice de origine genitală și a eficienței tratamentului diferențial în dinamică prin elucidarea activității antioxidante a organismului cu ajutorul spectroscopiei Raman. Foarte lăudabil îmi pare faptul că spectroscopia nu este o metodă agresivă de investigație. Este simplă, dar este standardizat și primim rezultatele. Da. Valoarea aplicativă a cercetării. Importanța practică a prezentei cercetări științifice constă în elaborarea unei noi metode de tratament a algiilor pelvine cronice de origine genitală cu utilizarea sau poate nu utilizarea, dar inocularea, da? Mai precis, pericervicală, a amestecului medicamentos propus. Au fost recomandate criterii suplimentare de obiectivizare a stării pacientelor, de prognozare evoluției maladiei și evaluare a eficacității terapiei în baza aprecierii statutului antioxidant al organismului prin spectroscopie Raman. Pentru prima dată, deci, a fost elaborată o terapie complexă cu amestecul medicamentos propus a algiilor pelvine cronice de origine genitală utilizate pericervical. Cercetarea științifică prezentată este metodologic bine structurată. Scopul din lucrare este în concordanță cu denumirea tezei și reflectă conținutul, iar obiectivele determină esența problemei cercetate. În studiul efectuat de către competitorul Bodnar Vasile, au fost incluse 233 paciente selectate, randomizat și examinate conform unui chestionar observațional. Ginecopatele incluse în cercetare au fost supravegheate în același mod. Eșantionul studiat a inclus grupurile comparabile. Evaluarea statistică a fost efectuată folosind programe actuale și metode de analiză descriptivă. Conceperea și calitatea textului tezei. Conținutul tezei este bine structurat, materialul prezentat este uniform repartizat pe capitole. Textul este expus clar. Rezultatele științifice obținute sunt bine analizate și generalizate. Bibliografia.
a inclus 171 surse de literatură de specialitate. Numărul surselor mai vechi de 5 ani este de circa 45%. Citările din sursele biografice sunt efectuate în corespundere cu cerințele pentru realizarea tezelor de doctorat. Adică trebuie să fie luate în ghilimele, da, facem trimitere. Altfel, reiesă că sunt proprii, ceea ce putem, diferite etape, primi observații. Calitatea concluziilor generale și a recomandărilor. Pe margine rezultatelor studiului sunt trasate 8 concluzii și 5 recomandări practice, care sunt explicite și reiese din obiectivele cercetării. Competitorul concluzionează că algiile pelvine sunt o problemă atât medicală cât și socială și se întâlnește frecvent la pacienții de vârstă fertilă, cu debut al raporturilor sexuale precoce, studii medii, avorturi medicale și patologii extragenitale asociate. Autorul evidențiază totodată importanța majoră a investigațiilor standardizate și a radicalilor liberi în algiile pelvine. Concluzia de bază a lucrării constă în faptul că metoda propusă de tratament este o alternativă a tratamentului tradițional, fiind inofensivă, bine suportată de paciente și ușor aplicabilă. Recomandările practice sunt definite în baza rezultatelor obținute. Cele mai importante țin de aplicarea metodei noi propuse strict pentru ginecopatele cu algii pelvine cronice, diagnosticul lor și rolul radicalilor liberi. Corespunderea conținutului tezei cu tema aprobată, publicațiile autorului și rezumatul tezei. Conținutul tezei corespunde temei aprobate. Cele 9 publicații reflectă rezultatele studiului la diverse etape de cercetare. Autoreferatul este scris în stil academic, pe deplin reflectă conținutul tezei. Și concluzia privind corespunderea tezei gradul științific solicitat. Teza prezentată de către domnul Bodnar Vasile cu tema rolul radicalilor liberi în etiopatogenie și tratamentul modern al algiilor pelvine cronice, cu cifrul 321.15 obstetrică și ginecologie, reprezintă un studiu complex și finisat. Teza prezentată spre recenzie corespunde cerințelor Consiliul Național pentru Atestare și Acreditare, auzit acum altfel, da, față de tezele de doctor în științe medicale și gradului științific solicitat. Vă mulțumesc. Prezidiu, onorată asistență. În primul rând vreau să mulțumesc conducerii Universității din Chișinău pentru invitația făcută. E adevărat că am fost de multe ori și la pupitrul ăsta, încât plăcere din partea mea, care le dea o mulțime de oameni pe care îi cunosc și îi apreciez. Ceea ce privește teza domnului Vasile Bodnar. Subiectul este, hai să zic, mult cunoscut în toată lumea, nu subiectul tezii, cu algiile pelvine cronice. Continuă să fie un fel de actualitate, pentru că nu prea se știe mecanismul propriu-zis prin care apar. La nivel mondial sunt două mari curente, ca să explice și cu durerea cronică, nu neapărat pe pelvină, și în alte zone.
Un curent cel mai răspândit este al localizării și a transmiterii nervoase. Alt curent se referă la explicația că totul se întâmplă la nivelul creierului și că nu e o problemă de periferie. Dar e mai puțin, să zic, evidentă și susținută de practicieni. O situație oarecum nouă, adică de anul ăsta, firma Merck a alocat 345 milioane de euro pentru cercetări de tipul ăsta unui Royal Hospital din Londra. Sper ca și domnul Bodnar să beneficieze de un ajutor semnificativ. Cu acest spectrometru, să zic, am intrat pe All databases și am scris Raman spectroscopy. Mi-au ieșit 276.000 de articole cu spectroscopia asta Raman. Ea este folosită în medicină, dar mare parte este folosită, nu le-am citit pe toate, dar este folosită la multe materiale, adică pentru țesături, pentru minereuri, pentru foarte multe zone, adică e folosită spectroscopia Raman. Am găsit în boala Parkinson, am găsit în diabetul tip 2, adică e extrem de cunoscut în lume, nu prea o cunoaștem noi ca persoane, dar în lumea medicală și științifică este foarte răspândită. Încât, bine că i-a venit domnul doctor ideea. Am să mai, cum zic eu, spicuiesc aici dintre concluziile mele. În continuare, se pare, de fapt, din ce am citit eu teza, că, de fapt, este eficientă metoda pe care domnul doctorand o propune. Studiul autorului dovedește cu suficiente argumente că apelarea la acest tratament dă rezultate rapide și superioare tratamentului clasic, atât spre satisfacția pacientului, cât și a serviciului medical. Încât eu chiar mă gândesc eventual să văd dacă nu putem să punem și la noi la spital ceva asemănător. Noi am folosit mult timp un bioptron, adică un aparat tot cu laser, care era direcționat către, de exemplu, o plagă care nu se mai închidea sau către chiar pentru algii pelvine. Desfășurarea cercetării a avut șansa să fie efectuată în mai multe unități de prestigiu din țară și din străinătate, cu o vastă experiență în acest domeniu și sub îndrumarea permanentă a doamnei profesor dr. Habilitat Ețcu Ludmila, recunoscută ca unul dintre corifeii elitei ginecologice. Teza este judicios proporționată, iar doctorandul descrie tehnicile clasice utilizate, identificând punctele pozitive cât și pe cele insuficiente, aducând elemente noi. Lucrarea are 141 de pagini, are un cuprins, o introducere, 4 capitole, concluzii generale și recomandări practice, bibliografie, anexe, figuri și tabele. Metoda de lucru este una științifică, autorul armonizând pertinent rezultatele obținute din cele 3 loturi. Loturi de bază, de comparație și standard, analizând tratamentele actuale care au dat de multe ori rezultate îndoielnice. Doctorandul trece după aceasta la o nouă etapă, adică să prezinte metoda pe care, într-un fel, chiar a inventat-o. Studiul pornește de la premisa că prin aprofundarea cauzelor care stau la baza unei patologii complexe și cronice,
și a multiplor factori participanți și propune o nouă abordare și pentru investigații și pentru tratament. Loturile sunt destul de mari ca să permită o analiză statistică pertinentă. Aparatul ăsta l-am găsit, ăsta, biofotonic scan, în literatură. Alt capitol este rezultatele privind multiple puncte de vedere asupra pacientelor. A fost bună întrebarea pusă mai înainte dacă au avut sau nu intervenții chirurgicale pe pacientele. O altă cauză de durere cronică fiind aderențele postoperatorii, care în pelvis pot să ajungă până la 60%. Teza e finalizată cu un capitol intitulat Noutatea și originalitatea științifică și problema importantă soluționată în teză, ceea ce conferă o notă de particularitate a tezei de doctorat, capitol în care autorul reușește în mod rezumativ și convingător să-și pună în valoare aportul personal. În concluzie, teza este bogat documentată, cum s-a mai spus, cele 171 de indici bibliografici. Analiza statistică a fost făcută cu SPSS-ul 20, care am impresia că e ultimul dintre aceste metode. Prin rezultatele și concluziile studiului efectuat, consider că autorul aduce un aport important conduit de investigații și tratament în algiile pelviene cronice cu impact semnificativ asupra practicii medicale. Apreciem că lucrarea este o cercetare valoroasă din punct de vedere științific și aplicativ, care se bazează pe o tehnologie de ultimă oră, fără efecte secundare sau contraindicații, cum reiese din teză, adică îndeplinește toate criteriile și cerințele Consiliului Național pentru Activitate Științifică de aici, pentru a fi acceptată drept teză de doctorat, iar autorul Vasile Bodnar apreciez că merită acordarea titlului de doctor în științe medicale, specialitatea 321.15, obstetrică ginecologie, și le recomand cu toată răspunderea. Bine. Da, mulțumesc, președinte, Gheorghe Paladne, profesor academician, mulți stimați membri ai Consiliului Științific, mulți stimați recenzenți, mulți stimați secretar al Consiliului Științific și mulți stimați colaboratori științifici și prieteni prezenți în sală. Aduc la cunoștință dumneavoastră că teza de doctorat discutată astăzi, rolul radical liber în etiopatogenie și tratamentul modern al algeilor pelviene cronice, abordează o problemă destul de importantă în ginecologia practică. Incidența înaltă a algeilor pelviene cronice la femei, mai ales de vârstă reproductivă timpurie 8-35 de ani, care alcătuiesc în medie undeva 59%, invocă noi studii și noi metode de tratament. De specificat că în lume există un spectru larg de tratamente standardizate, autorul însă, reieșând din practica sa cotidiană de aproape 40 de ani, își pune ca scop elaborarea unei metode noi de tratament,
administrarea pericericală a unui amestec medicamentos în componența xilină, dexametazonă, vitamina B1, B6. Metoda propusă de tratament este accesibilă și poate fi utilizată atât în condiții de staționar, cât și în condiții de ambulator. Totodată, autorul propune și o metodă simplă și neinvazivă pentru aprecierea stării sistemului antioxidant al organismului, monitorizând pacientele timp de parcurs la timp de 5 ani. Prin conținutul său, lucrarea demonstrează că doctorantul posedă reale capacități de cercetător științific în domeniul medical. Rezultatele obținute, regăsindu-se în mai multe articole și raporturi prezentate la diferite foruri științifice și cu participare națională și internațională. Implementarea recomandărilor practice propuse de autor în practica cotidiană va deschide noi posibilități de îmbunătățire a conduitei pacienților cu dureri pelviene, cronice și ameliorarea calității vieții lor. Problema științifică e rezolvată practic în totalitate. După o discuție atât de amplă, consider că teza doctorului Botnar, da? Prezintă o lucrare finisată și pe deplin corespunde cerințelor ANACEC, iar autorul merită conferirea titlului științific de doctor în științe medicale la specialitatea 321.15 obstetrică și ginecologie. Vă mulțumesc pentru atenție. Sunt doctorița Dămăceanu, sunt medic ginecolog în Iași. Sunt colegă cu domnul Vasile. Noi îi spunem Bazil. Am fost și suntem promoția centenar. Am fost colegă de grupă cu dumnealui și ne-am trezit în anul întâi cu un coleg din fundul Maramureșului, care a ajuns să fie șeful nostru de grupă. A terminat facultatea cu 980. Era sufletul nu al colegilor, al întregului colectiv. Era, sunt emoționată puțin, el era, a dat întâi la teatru și era membru la Brigada Siringa. Cânta, era sufletul tuturor, adică a fost un om absolut deosebit. Și este. În continuare, parcursul dumnealui profesional l-a prezentat domnul secretar, adică toate activitățile lui științifice, colaborările. Eu vreau să punctez câteva aspecte pe care probabil că nu le cunoașteți. Fiind reprezentant al unui asemenea ținut deosebit, care este Maramureșul, el a considerat că este foarte util să facă o prezentare, să aibă și o activitate pe lângă activitatea lui științifică, să aibă o activitate culturală și diplomatică. A fost membru fondator al Asociației Franco-Române Dacia Mediterane și începând din 95 a organizat manifestări culturale în Franța, în Austria, în Germania, manifestări prin expoziții de cultură, de pictură, prezentări de carte, activități, spectacole de folclor, filme, fiind un promotor și un reprezentant alături de membrii din Maramureș și alături de cetățenii francezi, făcând schimburi culturale, dar și ajutând colegii cu schimburi profesionale, deci a organizat schimburi de experiență între clinicile din Franța și cele din Maramureș, unde el a fost întâi, în 2006, a fost șeful spitalului din Sighetul Marmației, pe care l-a ridicat efectiv, a reabilitat toate pavilioanele și a ridicat nivelul științific și profesional al zonei, după care a devenit șeful DSP-ului și iarăși a putut să ajute foarte mult zona.
pentru preocupările, a participat în 2006, în 2004, la Ziua Mondială a Păcii și a organizat, a ridicat alături de Clubul Rotary cel mai înalt pilon al păcii din lume, pe care a scris Vrem pace pe pământ. Datorită activității medicale deosebite și a cercetărilor din domeniul geriatriei pelvine, ei s-a acordat în 2006 la Iași doctor honoris causa și membru al Academiei de Studii din Iași, prezentând două cărți. Are două cărți editate la Junimea, Fitoterapia și implicațiile stresului oxidativ în patologia umană, cu contribuții personale la tratamentele moderne de regenerare pelvină, și o altă carte, Nașterea fiziologică, celule stem și nașterea subacvatică. De asemenea, în 2010, împreună cu doctorul René Millere din Montpellier și cu Hănciuță Toma, a prezentat în premieră operația de varice prin termofibroliză. Aș vrea să menționez numai... sunt multe aspecte, dar în cadrul cercetărilor pe care le-a făcut timp de 27 de ani, a avut o activitate care s-a concretizat în apariția a 4 produse cosmetice, Regenerol, care se adresează regenerării tegumentelor și tuturor țesuturilor care se aplică pentru tegumentele feței, Regenerol C, Regenerol Ginval pentru gingivite, parodontoze, atrofie ale mandibulei, Regenerol Intim pentru sfera genitală feminină și masculină și Regenerol R pentru ligamente, tendoane, capsule articulare. Menționez că acum o lună de zile noi am serbat 40 de ani de la terminarea Facultății de Medicină, suntem seria centenar din 1979. Noi am fost foarte bucuroși și mândri să ne reîntâlnim și am fost bucuroasă să fiu invitată la acest eveniment. Îl felicit pentru toată activitatea. Sunt foarte multe femei cu alții pelvini cronici, în majoritatea cazurilor, desigur că în majoritatea cauzate de regiunea pelvină, dar, cum s-a menționat și aici, poate fi și de alte origini. Ce fac aceste femei? Desigur că se adresează la specialist medico-asistian ginecolog, care desigur nu constată o patologie urmare sau un proces inflamator. Și ce să începe? Să începe cu mulțime de investigații foarte costisitoare, da? Apoi să aplică foarte multe tratamente, inclusiv și cu antibiotici, și desăvări fără rezultat. Aceste femei, sigur, nu pot bine să încadra în câmpul muncii. Aceste femei, desăvări, nu tot cu o viață sexuală activă, ci apar diferite probleme, inclusiv și familiare, intră în depresie, adică este un complex cu mai multe consecințe. De ce ea nici nu spune la îndoială actualitatea acestui studiu și, după părerea mea, a avut o reușită anumită să o trăiesc împreună cu conducătorul dumneavoastră să vă ocupați cu această problemă. Ce a făcut autorul? A găsit o metodă destul de originală, nu atât de costisitoare, și a elaborat o metodă de tratament destul de efectivă, care s-a dovedit printr-un lot mare de cercetări și, drept criteriu, a servit obiectivitatea tratamentului aplicat, spectroscopia Roma, unde foarte clar a fost demonstrat în ce stare se află sistemul antioxidant și e corelat împreună, adică diminuarea simptomatologiei relativ subiective care le manifestă femeile cu argumentarea
obiectivă prin spectroscopie romă. Deci ei, ați văzut cât de, am spus, repet încă o dată, un lot foarte mare, cred că și singur competitor este un practician și un medic foarte experimentat cu o multivalori care le-a realizat. Lucrarea este foarte actuală și cred că și competitorul sigur că merită să îi ofere acest titlu de doctor în științe medicale, dar noi practicieni trebuie să preluăm această metodă și să o implicăm în practica cotidiană, fiindcă, într-adevăr, noi, la noi Republica Moldova, nu prea utilizăm, chiar și eu nu utilizăm această metodă și eu cred că o să ai succes. Vă mulțumesc. Da, mulțumesc. Vă mulțumesc. Mai dorește cineva? Dacă nu sunt, atunci trecem la membrii Consiliului. Doamna profesor Olga Cernețchi, naș prorector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie de Sâmețeanu. Dragi colegi, cu riscul de a-mi repeta, vreau să menționez și eu o dată că tema pusă în discuție astăzi este extrem de actuală, ea este actuală astăzi, a fost actuală și 20 de ani în urmă, pentru că durerile pelvine sunt o entitate nozologică care afectează foarte mult calitatea vieții unei femei, după cum a fost astăzi deja menționat, dar și are consecințe nefaste pentru întregul sistem reproductiv, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. În afară de aceasta, aș vrea să spun că sporadic sau periodic apar lucrări care țin să atragă atenția asupra acestei probleme, în special asupra medicației în cazul durerilor cronice pelvine și cele mai cunoscute lucrări, desigur, sunt acelea unde sunt utilizate preparatele antiinflamatorii, nesteroidiene și s-au dovedit destul de efective cele unde au în componență ciclooxigenază de tip 2, dar totodată toți autorii acestor lucrări menționează că preparatele antiinflamatorii, nesteroidiene au și multe reacții adverse. Ce s-a făcut prin această lucrare? Cred că competitorul a încercat, în primul rând, să găsească o metodă nouă de tratament în care atât dumnealui, cred că și pacienții dumnealui au o încredere deosebită și dumnealui, prin rezultatele pe care le-a arătat, a demonstrat că metoda este destul de efectivă, dar principal că nu are reacții adverse și nu aduce prejudiciu, sănătății. Mai mult ca atât, dumnealui a demonstrat că acest efect este un efect de durată. Adică nu este numai așa ceva imediat, dar este de durată și, respectiv, pacientele au o satisfacție și din punctul de vedere a calității. Aici mă opresc și îmi permiteți să aduc felicitări competitorului și doamnei conducător, doamnei profesor Ludmila Iețco, în primul rând, pentru ducerea la bun sfârșit a acestei lucrări și să vă doresc succes în continuare la activitatea noastră. Vă mulțumesc frumos pentru expunerea dumneavoastră și mergem mai departe, domn profesor. Budima, da? Alexandru, conferențial. Domnule Cernicean, stimați membri de Consiliul Științific, onorată asistență. Lucrarea prezentată astăzi prezintă interes și din punct de vedere al oncologului. Deja una dintre întrebări a fost dacă a fost făcut testul Papa Nicolau. Eu așa cum am la recenzie o lucrare la noi din institut pentru radioterapie în cancer de col uterin și statistica prezentată de acolo arată că România ocupă locul întâi în Europa incidența cancerului de col uterin, de două ori mai mare, Republica Moldova, 34 promile în România și 18 în Republica Moldova.
profesorul. Da, unde lucrează? Pentru că vincea, când eram student, îmi spunea, nu vă orientați numai pe aparataj nou. Nu uitați să vedeți pacientul în oglindă. Ne abatem alea când la temă. Am avut, nu de mult, o doamnă 34 de ani, cu două nașteri, cu doi procurori care o însoțesc, care a fost de 7 ori la ginecolog la consultație și o vedea numai cu Dopplerul vaginal. Și n-a văzut nimeni în oglindă. Tumoarea cum crește repede. Femeie 34 de ani. Asta e ceva extraordinar. În veacul 21. Metoda propusă de domnul doctor este cunoscută, folosită de analgezie locală, da, pentru electroponizare. Doctorul a adăugat dexametazon, vitamin. Astăzi este bine, se studiază în orice caz, se depune eforturi în studierea reacțiilor de peroxidare a lipidelor, balanța dintre oxid și antioxidanți, care sunt niște procese legate ca și orice alte, în toate țesuturile și organele umane și a dovedit prin practica sa din mulți ani că metoda dată deci stopează impulsurile de durere și de inflamație care duce, creier fost consacrat pe tema dată. E un material foarte mare, un material prelucrat de un medic practician cu o experiență extrem de mare în spate și după mine merită toată onoarea și cinstea și să-i acordăm titlul scontat de dumneavoastră, doctor Aștiințe Mizicare. Domn profesor, vă mulțumesc! Cuvântul îi se oferă domnului profesor Bele Adrian, doctor habilitat, care activează în domeniul anesteziei, da? Da, anesteziei și terapie intensivă. Poftim? Activez în domeniul anesteziei și terapie intensivă și specialist în terapie durerii. Poftim. Deci, stimate domnule academician, stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, stimați colegi, eu am să încerc să punctuez câteva aspecte ce ține în special de abordarea durerii cronice. Toată lumea vorbea de foarte mult timp că durerea cronică este o entitate clinică deosebită și reprezintă, de fapt, un diagnostic independent. Acest fapt a fost confirmat abia în mai 2019 în elaborarea noii clasificări internaționale a maladiilor, ICM-11, când durerea cronică deja se regăsește în acest clasificator. Și durerea cronică pervine de origine secundară, este în categoria 5-a, durerea de origine viscerală. Deci apare deja un lucru materializat, un diagnostic real, unde se poate de lucrat și de stabilit acest diagnostic din ce în ce mai frecvent, iar ce este un lucru deja cert. Astfel încât activitatea științifică în acest domeniu deja certifică o anumită competență, o conștientizare a problemei, practic, foarte rar se întâmplă acest lucru când o singură persoană ajunge la o concluzie certă că este o entitate clinică distinctă, când lucrează în multe instituții pentru a cristaliza această problemă. A doilea moment important este teoria antioxidantă, care, iarăși fac analogii cu alte tipuri de durere. Tratamentul durerii cu antioxidanți este tratamentul de primă linie a durerii în pancreatită cronică de origine necanceroasă. Deci astfel, această ipoteză iarăși a fost explorată cu succes în durerea cronică secundară pelvină, deoarece este bine cunoscut faptul că majoritatea tratamentelor au o eficiență foarte, foarte joasă. Respectiv, o explorare, o ipoteză care, într-adevăr, este o ipoteză foarte bună de cercetare. Referitor la combinarea medicamentelor, mă voi opri la lidocaina. Noi, ca anesteziști, o utilizăm foarte extensiv în ultimul timp și ea, lidocaina, la moment,
face parte din o nouă revoluție în anestezie și terapie intensivă. Aceasta este constant faptul că această revoluție este în descoperirea efectelor antiinflamatoare ale lidocainei, care sunt diferite de calea ciclooxigenazică, de faptul că lidocaina a fost asociată cu reducerea ratei de generarea tumorilor și a metastazării după intervenții chirurgicale oncologice și de faptul că lidocaina, la momentul actual, stă la baza conceptului de anestezia fără opioizi, opioid-free anestezia, din motivul că ea poate asigura niște efecte biologice de lungă durată, care până acum nu au fost cuantificate. Astfel încât această schemă de tratament are un fundament farmacologic modern și cu efecte demonstrate. Dificultatea analizei materialului constă în faptul că este foarte dificil de a parametriza și de a măsura acei indicatori care definesc profilul unui pacient care suferă de durere cronică și de a cuantifica anume durerea cronică de origine pelvină, de a o separa de durerea cronică de origine pelvină primară sau de o durere acută, persistentă, care arată întreținerea unui proces. Asta încât, însumat, într-adevăr, reprezintă o lucrare foarte interesantă, cu potențial de modernizare înalt, a făcut un pas înainte știința în tratamentul sindromelor algice cronice de origine pelvină și cu asta vreau să felicit autorul pentru un lucru remarcabil, conducătorul și toată comunitatea medicală pentru pașii în știință efectuați. Domnul profesor, vă mulțumesc. Cuvântul îi se oferă domnului profesor Dumoa Florentin. Domnule domnule președinte, distinși membri ai Consiliului Științific, stimată asistentă, sunt cu totul de acord cu aprecierile făcute de colegii mei. Dar aș vrea să punctez câteva momente care le văd importante în această teză. În primul rând, noutatea științifică și originalitatea acestei teze, aceste lucrări complexe, rezultă din obținerea rezultatelor unicare, care au permis întâlnirii elaborarea unui nou concept al patogeniei, al jirilor pelvienice, concept în care rolul principal îi se atribuie formării unui cerc vicios, a cărui componente de bază sunt radicale liberi și inflamația cronică, componente sau procese interdependente care decurg în paralel, susținându-se una pe alta, într-o așa măsură că atunci când noi răstim radical liber, înțelegem inflamația cronică și invers. De altfel, ateroscleroza, această rușină a vieții care ne însoțește din momentul nașterii noastre, este însoțită de asemenea de un proces cronic, latent, care mocnește întreaga viață și care este susținut de radicali liberi. Deci, fără inflamație cronică, nu există ateroscleroză și invers. Mai departe, a doilea moment. În baza conceptului elaborat, în premieră, autorul a elaborat o nouă formulă de tratament eficient, cu un amestec de xilină, dexametazonă și vitamina B1 și B2. Principalul mecanism de acțiune acestei formule de tratament consider că ea constă în distrugerea acestui cerc vicios, aplanarea procesului inflamator și neutralizarea radicalilor liberi. În calitate de marker obiectiv, a treilea moment, în calitate de marker obiectiv de laborator, de urmărire a gradului de aplanare a procesului inflamator,
tonic, autorul a folosit determinarea în dinamică a unor proteine unici de laborator, unor proteine a fazei acute a inflamației. De fapt, în laborator se folosesc circa 30 de markeri ai proteine a fazei acute a inflamației. Autorul a selectat proteina C-reactivă și fibrinogenul plasmatic, doi indici de laborator care s-au dovedit a fi cei mai adecvați din punct de vedere a post-eficienței. Un alt marker informat, important, utilizat de autor pentru urmărirea gradului de neutralizare a radicalilor liberi și deci de reducerea proceselor peroxidice, de reducerea stresului oxidativ, post-determinarea dinamicii activității antioxidante a organismului. Toți știm că antioxidantele sunt substanțe care neutralizează acțiunea nocivă a radicalilor liberi, fiind ei însuși oxidați și transformați în alți radicali mai puțin nocivi. Astfel sunt protejate moleculele și structurile de importanță biologică, cum ar fi ADN-ul, și genomul, integritatea membranelor celulare și altele. Există o mulțime de antioxidanți, iar în ultimul timp, cu atenție crescându se acordă carotenoidilor, datorită calităților lor excepționale. Toți știm că carotenoidii sunt niște pigmente culoare portocalii care se întâlnesc în natură, în fructe și legume. Cum ar fi piersicele, caiesele, morcovul, dovleacul, sambostanul și așa mai departe. Iată de ce, pentru a ne păstra sănătatea, suntem îndemnați zilnic să consumăm zilnic cel puțin două fructe și legume. Pentru ca să ne aprovizionăm cu acest carotenoizi, carotenoizi. Iar astăzi cunosc mai mult de 500 de carotenoizi. Iar cel mai important este beta-caroten, provitamina A, care în organism poate fi transformată în vitamina A, care are capacități excepționale. Iar carotenoizii au avantajul, deoarece chiar folosiți în exces, nu produc toxicitate, spre deosebire de vitamina A, exces care este destul de toxic. Metoda de referință, determinarea concentrației de carotenoizi în organism, este cromatografie de înaltă eficiență în lichid, considerat standardul de aur, dar și ea este foarte scumpă. Rezultatele spectaculoase ale științelor fundamentale din ultimii ani au făcut posibil dezvoltarea unor noi tehnologii non-invazive, dispozitive care fiind aplicate pe tegumentele dermale sau ale mucoaselor, pot determina concentrația unor analize importante, cum ar fi concentrația de colesterol, concentrația de glucide, adică glicemie, nivelul gliceniei, concentrația urei, unor antioxidanți, cum ar fi carotenoizi. Autorul în premieră a folosit pentru evaluarea nivelului de carotenoizi din sensul metoda non-invazivă bazată pe laser spectroscopia la Raman, un dispozitiv care se aplică pe tegumentul pacientului. În ultimul timp se observă un trend în diagnosticul de laborator și anume trecerea de la metodele invazive la cele neinvazive și metodele aceste fizice, a căror avantaj sunt enorm, deoarece această metodă este ușor de aplicat, non-invazivă, ea poate fi efectuată pe
zeci de mii și sute de mii de pacienți. Și astfel noi obținem niște rezultate noi, excepționale, foarte importante. În concluzie, teza evidențiază prin originitatea conceptuală și structurală, astfel încât în toată multitudinea de rezultate reprezentate ciclic sau grafic, reușesc să intenționeze prin interpretarea acestor pe bază unui noi dat din literatură de societate, la fiecare capitol, din care apoi sunt extrase concluziile finale, care sunt argumente solide a solicității și utilității acestor explorări. Teza creează premizele dezvoltării medicinii personalizate, care presupune cunoașterea și utilizarea unor noi mecanisme la nivel molecular și a unor teste de diagnostic și permit adaptarea mai bună a tratamentelor la profilul individual al pacientului și în managementul mai eficient al maladiei. Încheierea trebuie să menționez că, după conținutul său, nivelul metodologic înalt, inovația științifică, importanța practică a rezultatelor obținute, teza poate fi apreciată ca foarte bună, corespunde cerințelor față de tezele de doctorat, iar autorul merită conferirea titlului științific de doctor în științe medicale. Teza este o lucrare de la care avem ce învăța. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule profesor! Uite ce oferă domnul Bărbăriciar, papal, că e vor. Vede mai aproape aici, poate nu știu așa. Vreau și eu să aud. Îmi permit să fiu mai succint, că cunosc rezultatele care au fost prezentate de domnul doctor, practic la toate etapele. La etapele catedrei, la etapa de seminarul științific de profil. Și sigur că problema abordată în teză este una actuală și importantă, fiind realizate obiectivele propuse printr-o cercetare complexă și modernă. În baza rezultatelor obținute, autorul relatează concluzii și recomandări specifice care pot fi luate în considerație de către medicii specialiști din domeniu. Rezultatele științifice obținute în teză vine să completeze cunoștințele medicilor și ale rezidenților de specialitate cu referire la tratamentul ginecopatilor. Recomandările propuse de autor au realizat obiectivele contemporane de diagnostic și tratament importante pentru consolidarea managementului acordării asistenței medicale ginecologice. Totodată, acest studiu oferă posibilitatea și oportunitatea efectuării în continuare altor cercetări în acest domeniu. Reieșind din cele expuse mai sus, pot concluziona că teza de doctor în știință medicală este actuală, inovatoare și corespunde cerințelor, iar autorul Vasile Botnar merită titlul de doctor în știință medicală. Vă doresc succes și vă felicit cu finanțarea. Mulțumesc! Și domnul conferențiar Victor Petrov. Mulțumesc, audiență. Ca secretar Consiliului Specializat, subliniez încă o dată că efectuarea tezei a fost în conformitate cu toate cerințele a NACEP-ului, da? CNA. Tema abordată este de mare importanță practică și teoretică, legată cu aprecierea clinico-paraclinică a eficacității tratamentului algiilor pelvine cronice prin aprecierea nivelului sindromului dureros imediat și la distanță și determinând radical liber pe fond de efectuarea tratamentului propus. Scopul este formulat succint și clar, obiectivele sunt argumentate, structurate și cu succes realizate în lucrare. Noutatea și originalitatea științifică este incontestabilă prin utilizarea clinică spectroscopiei pentru obiectivizarea procesului de tratament. Eficacitatea farmacoterapiei propuse determină și valoarea clinico-practică. Concluzii și recomandările sunt formulate clar, concret și bazate pe materiale lucrării
În concluzie, teza cu titlul Rolul radicalilor liberi în etiopatogenie și tratamentul modern al algiilor cherubine cronice, elaborată de către doctorandul cu frecvență redusă Bodnar Vasile, corespunde exigențelor Agenției Naționale de Asigurare a Calității, Educație și Cercetare a Republicii Moldova. Și doctorand merită conferirea titlului științific de doctor în științe medicale, specialitate, resurse 21-15, obstetrică și ginecologie. Vă doresc? Domnul Pocanez, vă mulțumesc. Toți membrii au avut posibilitatea să-și expui părerea. Am ascultat noi și recenzenții noștri. Foarte succint, eu vreau să-mi expun părerea mea. Într-adevăr, toți au vorbit că este vorba de o problemă atât medicală cât socială, foarte costisitoare, multe publicații. În disertația dumneavoastră, în teza, aduceți 4.000, în ultimii ani, 4.000 de publicații. Dar s-a vorbit aici că, domn profesor, că cu mult mai multe. Dar multe din ele sunt controversate. Sunt controversate. Americanii cheltuiesc anual undeva pentru tratamentul un miliard de dolari. Eu aș fi spus că noi, ginecologii, eu cred că de la mic și până la mare, de la ordinator, aspirant, profesor, conferiat, știi că foarte nu e atât de simplu de dirijat, de diagnosticat și de tratat așa paciente. Domnule doctor, ați avut un mare curaj și o mare ambiție să dați așa, să vă ocupați cu această problemă. Eu mi-aduc aminte anii tinereții mele în anii 50 ai secolului trecut, departe. Eram ordinator clinic la spitalul numărul 4 de aici din Chișinău, la catedra de obstetrică și ginecologie, era șeful catedrei, profesorul Cusărghinski Aron Zenovici. Și eu mi-aduc cu ocazia discuțiilor de azi, mi-am adus aminte, la catedră activa un conferențiar, doctorul Bațac, Anatolie Osiș, nu știu dacă mai sunt cineva aici care își amintesc de el. El a susținut teza de doctor în medicină în domeniul acesta. Toate pacientele din orașul Chișinău, vreau că erau examinate de dumnealui și el a propus atunci introducerea perii cervicală a novocainei, numai novocaina. Sigur că dacă ne întoarcem noi la timpurile acelea, era o mulțime de recidive, dar într-o măsură oricare, femeile un timp totuși se simțeau mai bine. Eu cred că unica ce am avut noi în ultimele decenii, asta e progresul tehnico-științific, asta laserul, Raman, este indian de naționalitate, în anul 1936 el a primit premiul Nobel, fizician, care atunci încă s-au început lucrările în diferite domenii a introducerii laserului. Și uitați-vă astăzi, aceste metode sunt implicate nu numai în ginecologie, dar și în multe specialități a medicinii. Și în chirurgie, și în multe alte.
Și acest spectrometr, acest aparat care dumneavoastră îl numiți Raman, care dumneavoastră, el tot se bazează pe laserna aia, cunoștințele de laser și progresul care a fost aici în acest domeniu. Eu n-aș vrea să rețin atenția dumneavoastră din cauza că toți acum am obosit. Vreau să spun că această lucrare a fost discutată la toate etapele care au fost necesare și sunt necesare, recomandate de agenția care activează pe lângă Guvernul Republicii Moldova. Și eu am fost prezent la unele discuții, știu că au fost și neajunsuri, care au fost foarte așa primite de domnul doctor, ele au fost înlăturate și noi azi socotim că din ceea ce, din discuțiile care au fost, că este o lucrare destul de nu ușoară, dar cu unele rezultate deosebi, eu aș fi spus că importanța cea mai principală asta este ceea ce dumneavoastră ați propus, tratamentul lidocaina, dexametazonul și vitaminul B și v-a dat posibilitate pentru ca să aveți mai puține recidive, cu toate că ele au fost. Eu, permiteți-mi părerea mea, concluzia mea, care eu aș vrea să o fac. Lucrarea domnului academician Vasile Botnar, rolul radicalilor liberi în etiopatogenia și tratamentul modern al alergiilor pelvene cronice, supusă discuțiilor la ședința Consiliului Științific, prezintă o lucrare științifică originală. Rezultatele obținute de complectează cunoștințele în acest domeniu care sunt până astăzi. Prin implementarea noi metode de tratament a ginecopatilor cu algicii pelvine cronice, ce permite aprecierea stării sistemului antioxidant prin metoda spectroscopia Raman. Părerea mea că, și cred că și la dumneavoastră, este că dumnealui merită gradul de doctor în științe medicale și eu îmi permit ca să vă felicit cu acest grad științific și în același timp pe doamna profesor Iațco, care a avut multă răbdare, dar totuși începutul l-ați dus până la sfârșit. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Ce facem mai departe? Eu îmi dau să vă aici. Ce trebuie de făcut? Uite, membrii comisiei se retrag într-un birou separat. Acum o să votăm. Membrii comisiei, vreau zic că ne retragem aici într-o cameră alături și o să... Rezultatul trebuie să-l cunoaștem. În vedere că conferirii titlului științific de urgențe medicale domnului Botnar Vasile, în baza susținerii publice a tezei de doctor în științe medicale cu titlul Rolul radicalilor liberale în citopatogenia și tratament modern al algiziilor pelvene cronice, au fost prezenți la vot 7 membri ai Consiliului. S-a votat 7 pro, contra 0.
Permiteți-mi din numele dumneavoastră să-l felicit pe domnul doctor cu gradul de doctor în medicină și vă doresc și mai departe succese, realizări frumoase. Cu asta noi... Hotărârea. Trebuie să votăm hotărârea. Proiectul hotărârii. A, proiectul hotărârii. Poftim. Stimați membri Consiliului Științific, vreau să vă citesc numai decizie. Decizie. În baza raportului doctorandului cu frecvență redusă, Botnar Vasile, a recenziilor, referențelor oficiale, Rotaru Marin, doctor Federitate în Științe Medicale, profesor universitar, Buțureanu Șterfin, doctor în Științe Medicale, profesor universitar, asupra tezei rolul radicalilor liberi în etiopatogenie și tratamentul modern al algiilor pelviene cronice, a avizilor pozitive asupra rezumatului ale specialiștilor de notorietate în domeniu, precum și a discuțiilor din cadrul ședinței Consiliului Științific Specializat 321-1581, se decide de a califica teza drept o lucrare științifică finalizată, executată de sine stătător, la nivel științific metodic corespunzător, utilizând metode moderne de investigare și analiză clinică. Teza propune rezultatele principali noi și abordează inovativ managementul pacienților cu algii pelviene cronice de origine genitală. A fost efectuată o cercetare complexă a particularităților, anamnistice și clinico-evolutive, caracteristice pentru apariția algiilor pelviene cronice de origine genitală. S-a elaborat o metodă nouă de tratament cu aplicarea pericervicală a unui amestec medicamentos, care a permis în comparație cu metode standardizate, reintegrarea rapidă socioprofesională a pacientilor, normalizarea tabloului clinic, restabilirea nivelului de antioxidanți în organism. Teza cu titlul Rolul radicalilor liberi în etiopatogenie și tratamentul modern al algiilor pelviene cronice, elaborată de către doctorandul cu frecvență redusă Botnar Vasile, corespunde exigențelor Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare a Republicii Moldova, Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare, înaintate față de tezele de doctor în științe medicale la specialitate 321-15, obstetrică și ginecologie, iar doctorandul merită conferirea titlului științific de doctor în științe medicale. Votăm deschis. Votăm deschis. Dar cine e pentru aceasta? Cine e contra? Cine s-a obținut? Unanim. Cu asta noi declarăm. Poftim. Permiteți. Da. Excelențele voastre, stimat auditor, doresc această cale să aduc mulțumirile mele domnului director conferențial universitar Sergiu Gladun, care mi-a oferit șansa de susține teza de doctorat la Institutul Mamei și Copilului. Domnul academician Ion Abad, pentru că mi-a dat șansa de a susține examenele de admitere la prestigioasă Universitate de Medicină și Farmacie Nicolae Trestemițianu din Chișinău. Ex-directorul conferențial cercetător Ștefan Gățcan, pentru sprijinul acordat pentru parcursul, pe parcursul îndeplinit de cercetărilor în anii doctoratului. Conducătorului științific, doamnei profesor Lumina Ețco, pentru sprijinul integral acordat în acești ani și pentru că m-a plimbat cu arhiva cu toate foile de observație până la Chișinău și înapoi, ca să mă verifice dacă nu cumva am greșit o foaie de observație. Deosebit respect președintelui Consiliului Științific Specializat, omului de știință academician Gheorghe Paladi, care m-a încurajat în mod deosebit în demersul meu. Secretarul științific al Consiliului Științific Specializat, Victor Petrov, la care am găsit mereu sprijin logistic. Cu același spor și recunoștință, multe mulțumiri, mulți stimaților referenți, oficiali, domnului profesor Marin Lotaru, profesorului Ștefan Buțureanu, membrilor CSS, profesor Olga Cernitschi, Alexandru Gudima, Adrian Velei, Valentin Gutumac, conferențiarului Igor Opalco, oameni care mi-au dat girul spre a ajunge la acest nivel mult dorit în științe medicale. Profesorilor Olga Cernitschi, Valentin Frictu, Veceslav Moșin, care prin rigoare și demers critic m-au impulsionat spre finalul lucrării.
șlefuirea mi-a prins bine. Recenzanților la etapa susținerii conferențiarilor Igor Opalcu și Sergiu Gladu, profesorului Anatol Serbenko, care m-au primit cu căldură și au asigurat sprijinul în finalizarea lucrării. Un cuvânt aparte la tribul regretatului profesor Constantin Expo, om de nobilă înțelepciune, de mare ținută intelectuală pentru încurajări și susținere necondiționată. Și nu în ultimul rând, aduc mulțumiri rudelor și colegilor mei, oameni care au avut permanent încredere în mine și celor care sunteți astăzi alături de mine. De asemenea, doamnei profesor Covăloiu Măricica, care îi mulțumesc că a venit. Colegii mei, Doica Dămăceanu, care dacă știam că are atâtea cuvinte bune despre mine, rămâneam la Iași. Și mulțumesc lui Dumnezeu că m-ați pus sănătos. Vă mulțumesc!